Primii pași în șah pot spune că i-am făcut cu tatăl meu când aveam 5-6 ani. Practic aproape că nu ajungeam la masă, mă uitam cum joacă el cu diversi prieteni care ne vizitau. Încet, încet am început să mut și eu piesele și cam după un an, jumate, doi, începusem să joc mai bine decât toți ceilalți. În sfârșit, probabil că era o problemă de talent, de precocitate, în sfârșit. Deci, pe, ce să spun, pe la 9-10 ani deja eram campionul de juniori al Ploieștiului și aveam categoria 1, ceea ce pe vremea respectivă era considerat un rezultat foarte bun. Încet, încet au urmat alte campionate de juniori, practic am câștigat tot ce se putea câștiga la juniori și pe plan național și în cele din urmă m-am calificat în finala din 1960, în care, bineînțeles, nu-mi dădea nimeni nicio șansă să câștig, eram un outsider absolut. Am reușit cumva să obțin foarte multe victorii în prima jumătate a turneului și în cele din urmă, spre sfârșit, în ciuda unei greșeli pe care am făcut-o cu penultimul clasat din turneul respectiv, s-a ajuns la o partidă decisivă cu campionul la titlu dinainte, deci din anul anterior, cu maestrul internațional Victor Ciocâlt. Partida a avut o desfășurare pasionantă pentru toți jucătorii care erau în sală și pentru toți spectatorii. S-a jucat la Biblioteca Centrală Universitară din București. Afară, e un amănunt interesant, afară toată piața Palatului era plină de șahiști, marea majoritate veniți din Ploiești, fiindcă ploieștenii m-au considerat un produs al șahului ploieștean, în ciuda faptului că am fost născut în București, bineînțeles. Și în cele din urmă, partida s-a întrerupt după o desfășurare pasionantă, urma să continue a doua zi. S-au jucat, nu știu, 10-20 de mutări la întreruptă și în cele din urmă, partida s-a terminat remiză. Asta însemna că titlul din acel an îmi revenea mie, pentru prima dată, cred, în istoria șahului românesc, cineva care avea 16 ani reușea să câștige campionatul național de seniori. Bun, sigur, asta a fost o surpriză uriașă, dacă se poate spune așa, și a fost sărbătorită cum se cuvine în piață, în sensul că e o amintire foarte interesantă, dacă se poate crede așa, pentru șah vorbesc. În piața Palatului, suporterii ploieșteni care au stat peste noapte acolo, practic, au încins o horă de fericire că, în sfârșit, băiețelul din Ploiești câștigase campionat. Bun, acest titlu de campion național mi-a adus imediat titlul de campion, de maestru al sportului, care pe vremea respectivă se obținea foarte greu. În general, trebuia să faci mai multe norme, deci singura excepție era obținerea unui rezultat de genul acesta, adică cineva să devină campionul țării direct, fără niciun fel de alte concursuri intermediare. Bun, după aceea, încet, încet, au urmat diverse concursuri internaționale și a început, se poate spune așa, cariera internațională din anul 1961.